Nu orice pace, ci pacea care o menționează Domnul Iisus Hristos în Ioan 14:27. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. O pace care transcende circumstanțele noastre. O pace care este ancorată în statutul nostru în Hristos și nu în statutul nostru în societate sau nu în starea noastră de sănătate sau în starea noastră financiară. O pace care transcende orice înțelepciune și orice înțelegere. Pentru că este o pace care vine de la Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt în noi. Este o pace obiectivă, este o pace supranaturală, care nu este dependentă de circumstanțele temporale. De aceea foarte mulți creștini și foarte multe biserici fac tot felul de prostii și iau tot felul de decizii stupide. Pentru că nu au pace. Nu au pace. La un moment dat un filosof zicea că cele mai multe răuri în lumea aceasta s-ar putea evita dacă oamenii ar fi în stare să stea liniștiți. Dacă ar fi în stare să stea pe fundul lor și să stea liniștiți și să raționeze un pic. Dar pentru că oamenii n-au liniște, n-au pace lăuntrică, nu pot să stea liniștiți. Apare o problemă, trebuie să o rezolvi acum. Acum trebuie să o rezolvi, pentru că asta mi-atacă viața mea, asta îmi distruge toată pacea mea, toată starea mea lăuntrică. Eu trebuie să rezolv problema asta. Și nu stai să te gândești, mă, stai un pic. Care e de fapt problema? Care sunt metodele de rezolvare care mi le permite Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu și cuvântul lui despre această problemă? Tu deja te duci să rezolvi problema. Pentru că tu nu ai pace lăuntrică. Să stai liniștit, să spui orice ar fi problema. Asta în mâna lui Dumnezeu, aceste probleme. Eu nu trebuie ca să mă grăbesc să le rezolv eu. Eu nu trebuie să fac orice. Eu nu trebuie să compromit orice. Și foarte mulți creștini iau decizii incorrecte. Foarte multe biserici iau decizii foarte proaste și neduhovnicești. Pentru că ei n-au o stare lăuntrică.